Salutare tuturor, eu sunt Snick și bine v-am regăsit la un episod din Snick reacționează la, nu știu, cred că facem 2 luni de când fac chestia asta, o dată pe săptămână, adică vinerea la ora 7. Mă rog, înainte era la ora 7, dar nu contează, bun. Da, nu uitați de un like, să facem cât mai multe like-uri, să facem 200 de fucking like-uri, să facem mai multe like-uri decât fac pe Facebook, să facem mai multe like-uri oricând, oriunde. Și da, videoclipul original aveți în descriere. Astăzi reacționăm la ce se află în ghiozdanul meu. Mi s-a părut un video foarte tare, chiar vreau să știu și eu ce trebuie să-mi pun în ghiozdan, așa că o să mă uit la ce se află în ghiozdanul lui sau respectiv ei. Ok, bun, hai să trecem la episod. Azi vă arăt un nou videoclip. Deci, o să vă arăt ce se află în ghiozdanul meu. Oh, interesant. Oh, dar fără nicio introducere. Pur și simplu pornesc și eu filmarea și astăzi reacționăm, nu, fără astăzi, frate, direct fără nici că zis, o să vă arăt ce am în ghiozdanul meu, ok, foarte, îmi place că e entuziasmat, e foarte bine, este o lecție de viață, dacă vreți să aveți un ghiozdan bun, trebuie să fiți entuziasmați când îl faceți. Pff, cine face asta? Ok, okay. Nu mă așteptam să aibă o gaură unde să bași chestiile, nu. Mulțumim de precizare. Ok, shit. Mai vreau să fac o precizare. I-aud părinții, nu știu, la crecănurile astea pe care le am eu. Au cred că au pe maica vorbim pe fundal. Înțeleg că la mine spală mașina de spălat acum. Pentru că, bineînțeles, trebuie să speli mașina de spălat când filmez eu. Noi bai, sper că nu se aude. Oricum o să se audă un pic când vorbesc. Când nu, nu o să se audă, că e ok. Ce să trecem la acel mic de buzunar? Haide, sunt prea entuziasmat. Ok. Am un pachet de șervețele uscate. Frate, parcă a făcut reclamă la șervețele alea. Cât o putut să arate un pachet de șervețele? Adică îl iei și... Bă, acolo e logic. Dacă scoateți ceva dintr-un ghiozdan, 1. Nu durează atât. 2. De ce ai scoate un pachet de șervețele prima oară? Înțeleg, se pune în buzunar mai mic, dar încep cu ăla mare, frate. Holy shit. Holy shit. Bă, frate, a fost atât de fucking random. A fost un backstep care, bine, nu a intrat în cameră. Dar... a fost penal. Săracă, frate, faci un review. A, șervețele umede și șervețele uscate. Ok, eu... E prima lecție de viață. Prima lecție de viață. Din acest episod, bineînțeles. Frate, e al patrulea rând de șervețele, al treilea rând, al patrulea pachet. Câte șervețele poți să mai ai? Dacă îmi spune că mai are și șervețele pentru atunci când se șterge la gură după ce mănâncă... Și alte șervețele. Deja am... A, cărți, pf, nu mă așteptam. Mă așteptam să fie doar un ghiozdan cu șervețele, dar mă rog, are și cărți, ok. Avem noi cu profesoara la limba română. Da, română, e ok. Știm cărți, noi și... Basme nemurit, foarte tare, este a doua lecție de viață. Citiți Basme, de Petre Ispirescu. Păi, cărțile alea mi-au rănut la inimă. Ia. Care sunt foarte plictisite, dar... Știința cui ai avut-o? Dude! Știința cui? Ce scrie acolo? Ceva cu nivelul, nu văd... Nivel, clasa a treia. E în clasa a treia, serios? Mă, le pare mai matură, lol. Mă rog, cine știe ce face McChicken-ul în ziua de azi? Da, nu? Hai, dă-ne mâna. Engleza. Credeam că scrie franceză acolo, că muream acum de tot de râs. Da. Bă, frate, stai așa, dar nu înțeleg, adică cât poate să scoate din ghiozdanul ăla, nu știu, mi se pare, vă nu mi se pare un pic ciudat cum scoate, am și de-aia, și de-aia, și de-aia, parcă e Moș Crăciun, frate, serios, parcă e, am aici pentru tine, lasă, uite, ia și de aici, uite, mai bag așa mâna, nu știu, frate, îl ia din spate și tot scoate, acolo, mă rog. Se aude ușa. Matematică. Ce s-a întâmplat?
Stai acolo, mamă, că filmezi! Nu intra! Ah, bă, nu pot să... Ah, am febră musculară. Da. Bă, stai acolo! Stai! Nu intra! Nu intra, mami! Nu intra! Stai acolo, mami! Ce s-a întâmplat? Nu e nimic, hai să continuăm. Ah! Ah! Fucking shell! Nu știu câte la bec te frate. Păi, ori filmezi un review, ori faci un vlog cu părinții. Serios, acum. Mamă, frate, de ce? Deja sunt roșii, frate. Bă, îmi pare rău. Știu cum e să ții între cineva în cameră. Mă rog, acum nu prea dai importanță. Că zic că la video mai intră, nu e nicio problemă. Asta În e. cazul matematică elevului, Mamă, vezi să nu le exciți. Serios. e foarte super. Ok. Am carte de matematică Oh. de clasa 3, să fie Mai exact. încadru așa, ok. E bună. Clasa 3. Am o totalită, da. E matematică. Serios. Am educația Mai încoa, mai încoa. Mai trage în cealaltă, așa. spirituală. Ce, mă, educație spirituală? Frate, nu știam că din 2000... Stai, în ce clasă am fost eu între a treia? Nu știu, prin 2000 și ceva... 2000, nu, 2009... Prin an 2008-2009. Nu știam că din 2009 până în 2016 s-au schimbat educație spirituală. Română, mate, engleză, sport. Atât. Bine, și mai erau. Nu educație spirituală, științe, bazme nemuritoare. What the fuck? Avem și Da, cuvinte. cred și eu că ești dezamăgită. Deci, cam cum am găsit. Frate, video-ul ăsta e HD. Da, e HD lung. Mă uitam de mă întorc și eu. Stai. Uolo. Poabolo. Cred că mă rupe mașina de spălat, eh? Da, se aude mașina mea. Asta e, bă. Se mai întâmplă să avem video cu mașina de spălat. Bă, dar aici am să păr prost, de ce n-a zis? Ok, hai să continuăm review. Review e important. Bă, stau așa pe spatele lor. Bun. Hai, frate. Hai, ai pus imaginea pe... Ai pus cadru... Dude, filmezi cu deodorantul sau cu spray-ul sau... De ce se aude așa, frate? Sigur, parcă aș face eu așa la lampă. Dar nu se aude. Shit, frate, ai camera asta, ce dracu e? Da, stai... Puta-l, domnul, dă telefon, camera. Ui! Mai jos! Mamă! Doamne, frate, deci să mor eu când a trecut maica sa, credeam că o răsări soarele, dacă mă înțeleg. Am văzut pe galbenul, dar trece la ceva mare și galben, că acolo sunt risarele. Mă rog, nu puteam să nu fac asta. Bă, dar atâta freacă ușile alea. Ai color. Ai desenat, n-ai colorat. Oh, ok. E foarte... Uai, asta a fost cireașa de pe tor, mă jur pe viața mea. Bă, după ce o scos 4 pachete de șervețele, 15 cărți spirituale, o scos un pix, frate. Pixul ăla a făcut tot. O scos penarul, penarul cred că era gol, dar o scos pixul. Pixul magic, frate. Așa te face. Bă, parcă eu la liceu, frate. Mă, n-am niciodată, n-am un pix am avut și nu, nici nu e al meu. Nici nu era al meu. Gol. A, în sfârșit ai golit-o. Holy shit, parcă e un abis acolo, frate. Lol. It I go, bro. Te aflau. Nu mă înțeleg. Nu, pam, pam. Aoleu, stai așa. Ok. A fost interesant. În afară de mașina mea de spălat care spală pe fundal, pentru că nu poate să fac altceva, videoclipul de curs bine. Bă, cam atât cu acest sneak reacționat la. Ne vedem data viitoare. Nu uitați să vă puneți șervețele în ghiozdan. Vă pup, vă iubesc.